Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru sâmbătă, 17 aprilie. Acum hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi de sâmbătă, o zi foarte frumoasă în care avem un trigon și două sextile sau un bisextil între Marte, Mercur și Jupiter. O energie astrologică foarte intensă, foarte benefică, care ne face mai comunicativi, mai inspirați, mai norocoși și cu forță, cu putere de muncă de a duce lucrurile la bun sfârșit. Hai să vedem pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pe partea de bani, carieră, situație financiară. Vedeți cum s-a schimbat energia astrologică, s-au schimbat imediat și cărțile care au ieșit în etalarea zilnică. Hai să vorbim puțin despre această energie astrologică între Marte, Mercur și Jupiter. Marte e planeta care ne dă forță, vitalitate, energie, care ne face să acționăm. Mercur este planeta mentalului, a comunicării, a gândirii noastre, care ne activează oarecum partea intelectuală, și Jupiter, marele benefic. Și când aceste trei planete se află toate trei într-o conversație pozitivă, un trigon și două sextile sau un bisextil, nu putem să ne așteptăm decât la lucruri frumoase, pozitive în viața noastră. Și după energia de ieri, chiar ar fi cazul să mai avem și vești bune. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, aici pe partea de dragoste, emoții, sentimente, avem șasele de monede. Primim un ajutor de la cineva. Cineva este de partea noastră și ne ajută într-un fel sau altul. Poate că ne ajută material, poate că ne ajută cu un sfat, poate că ne protejează într-un fel sau altul. Pentru cei singuri care sunteți în căutarea unui partener sau parteneri, aici șasele de monede ne arată că puteți să cunoașteți pe cineva prin intermediul unui prieten comun. Aici cele două persoane care vor intra într-un parteneriat o să beneficieze de acest ajutor de la un prieten comun, de la o cunoștință comună, care vă aduce împreună oarecum. Prin urmare, dacă aveți astăzi un prieten, o cunoștință, o rudă, un membru din familie care vrea să vă prezinte pe cineva, nu refuzați această ofertă, pentru că s-ar putea să fie o ofertă foarte benefică pentru voi. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici șasele de monede ne vorbește despre două lucruri. Pentru cei tineri care vă aflați la început de drum, șasele de monede ne vorbește despre o persoană mai în vârstă care vă ajută, vă ghidează, vă dă niște sfaturi. Țineți cont de aceste sfaturi pentru că vor fi benefice pentru voi. Pentru cei mai maturi, mai în vârstă, aici șasele de monede ne vorbește despre nevoia de a-i ajuta pe ceilalți. Aici voi trebuie să deveniți această persoană altruistă care are grijă ca și oamenilor din jurul său să le meargă bine, care își donează timpul, banii, resursele pentru a-i ajuta pe cei mai nefericiți din societatea noastră. Așa, aici încă o mențiune pentru cei singuri. Există o mică șansă, o mică posibilitate să cunoașteți pe cineva dacă faceți acte de voluntariat, dacă vă dedicați timpul în scopuri caritabile. Aici există posibilitatea să cunoașteți pe cineva în acest context. În orice caz, cu șasele de monede, energia este una foarte frumoasă, foarte benefică, de susținere aici pe partea de relații. O să aveți susținere fie de la partenerul sau partenera voastră, fie de la un prieten, de la o rudă care vă ajută, vă ghidează, vă oferă suport într-un fel sau altul și acest suport, această susținere vă ajută cumva să aduceți mai mult echilibru, mai multă armonie în relația voastră. Pe partea de sănătate avem aici soarele, arcana majoră, care în tarot ne arată că lucrurile se rezolvă într-un mod foarte fericit. Pentru cei care aveți niște probleme mai vechi de sănătate, astăzi o să vedeți că vă simțiți mai bine, aveți mai multă energie, vă simțiți oarecum ca în copilărie, ca în tinerețe, fără griji, fără probleme. Mai ales dacă sunteți în zodia Leu sau Gemeni, sau dacă aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în unul dintre aceste două semne zodiacale. Pentru cei care
nu aveți mari probleme de sănătate, ar fi totuși indicat aici cu soarele să vă uitați la nivelul de vitamina D. Să nu cumva să aveți niște deficiențe de vitamina D, puteți să vă faceți niște analize în această direcție sau puteți să luați niște suplimente de vitamina D3, bineînțeles consultați-vă medicul sau un terapeut, un specialist, ca să vă asigurați că acest lucru nu o să vă dăuneze sănătății, mai ales dacă aveți ceva probleme preexistente. Pentru toată lumea, astăzi o să aveți foarte multă energie, forță de viață și ar fi indicat să faceți puțină mișcare în aer liber. Fie că vă plimbați prin parc, că petreceți timpul în natură, dacă stați la casă și puteți, ar fi bine să vă ocupați de niște munci prin grădină, să plantați flori, să săpați, să tăiați crengile uscate de la copaci, să vă aranjați curtea, grădina, da, niște activități din acestea fizice în aer liber. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici Nouăle de Cupe, carte foarte frumoasă, care ne vorbește despre un trofeu, recunoașterea efortului depus de voi în trecut, într-un proiect, la un loc de muncă, într-o afacere. Aici, oarecum, ați reușit să dobândiți un anumit statut social, o recunoaștere publică și astăzi vă bucurați de roadele muncii voastre. Pentru o parte dintre voi e posibil ca astăzi să finalizați un proiect și să încasați niște bani sau cumva să meargă vestea că voi sunteți persoana care a lucrat la proiectul respectiv și să vă bucurați de recunoaștere profesională sau chiar de recunoaștere socială. Aici, cu Nouăle de Cupe, sunteți mândri de un proiect, un lucru, de ceva ce ați realizat în cariera voastră și partea cea mai frumoasă este că puteți să etalați această mândrie, puteți să etalați această victorie și toată lumea din jurul vostru observă cât de bine vă merge acum. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, niște mesaje suplimentare de la aceste cărți oracol. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi interpretarea pe care am dat-o în această etalare zilnică și dacă cumva nu ați rezonat cu mesajele de astăzi, dar atunci când ați auzit interpretarea, v-a venit în minte o persoană, un prieten, o cunoștință, ceva membri din familia voastră pentru care s-ar aplica această interpretare, nu ezitați să distribuiți mai departe acest video pentru că s-ar putea să îi ajute. Și această faptă bună pe care o faceți s-ar putea să fie tocmai acest act de caritate, de a ajuta pe altcineva care se cere de la voi astăzi. Hai să vedem mesajul pentru această zi de la cărțile Oracol, este următorul. Mă iubesc și mă accept chiar în această clipă. Sunt în procesul de a deveni cel mai bun prieten al meu, persoana cu care mă bucur cel mai mult să fiu. Mesaj foarte frumos pentru toată lumea, care oarecum completează atât această energie de 6 de monede, cât și această energie de 9 de cupe, de împlinire care vine în primul rând din interior. Și când ești atât de fericit, atât de împlinit din interior pe cont propriu, ai suficient de multă dragoste încât să împarți și cu cei din jurul tău. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!